Bună ziua! Am ocazia să vă salut pe toți cei prezenți și să vă mulțumesc pentru prezență. Forumul Democrat al Germanilor din Bacău organizează astăzi cu întârziere sărbătoarea dedicată Ziua Unificării Germaniei și, bineînțeles, nu va rămâne neevocată marea sărbătoare a românilor 100 de ani de la realizarea statului unitar român și am ocazia plăcută să anunț prezența în mijlocul nostru, în primul rând a conducerii Colegiului de Artă George Apostu, condus de doamna profesor Adriana Busuioc, care mulțumim pentru prezență, a doamnei Bârzu, mulțumim pentru prezență. De asemenea, vreau să vă spun că participă la adunarea noastră reprezentanța minorităților din Bacău, minoritatea evreilor, domnul președinte Brif, minoritatea italiană, domnul președinte Niță și din partea Uniunii Armenilor din România, doamna Dana Ghenadie, cărora le mulțumim pentru prezență. În ultimul rând, vreau să anunț că la activitatea noastră de astăzi participă reprezentanții forumului din Buhuș, condus de domnul președinte Gaib Alfred, de forumul nostru de la Onești, domnul Buhoță, și avem dintre noi și reprezentanți în forumul Democrat al Germanilor din Moinești. De asemenea, cu mare bucurie anunțăm prezența în mijlocul nostru a formației Edelweiss de la Piatra Neamț, condusă de domnul președinte Danu Rudi Mațna. Încă o dată, mulțumesc pentru prezența tuturor celor prezenți. De asemenea, avem în mijlocul nostru doi delegați din Germania, veniți la Piatra Neamț, cărora le mulțumim și am aflat cu mare bucurie că avem, de asemenea, persoane care vor să se înscrie în Forumul Democrat al Germanilor Bacău. Doamna și domnul de la Rădăuți, n-am reușit să le țin numele, dar mă bucur că sunteți prezenți. De asemenea, ca simpatizant, vrea să scrie și domnul doctor Boană, pe care le mulțumim foarte mult. Și acum vom începe activitatea noastră cu cei mai mici dansatori, formația Alegria, condusă de profesor Simona Baicu.